Soldat Lazar Gheorghe. Prezent. Soldat Rotaru Ștefan. Prezent. Soldat Nistor Constantin. Prezent. Soldat Bogdan Ioan. Prezent. Noi suntem prezenți aici la Valea Uzului, iar cea mai mare parte din frăția ortodoxă în frunte cu Dan Grăjdeanu este prezentă în Basarabia pentru a îi comemora acolo pe cei 14.000 de eroi de la Mănăstirea Țicanca. Sunt două locuri extrem de importante din punct de vedere identitar, două locuri care sunt atacate în același timp din punct de vedere identitar. Zona Hovasna, Harghita, Mureș, mare parte din Transilvania, care suferă agresiunea maghiară. Maghiară, să nu fiu înțeles, eu nu mă refer aici la cetățenii, la oamenii simpli, la ungurii simpli. Mă refer aici la structurile politice maghiare și, în primul rând, la statul maghiar, la Ungaria, ca stat în sine, la guvernul Victor Orban. Și când spunem guvernul Victor Orban, imediat mergem cu gândul în Basarabia, unde se exercită o altă agresiune străină, și anume agresiunea rusească. Cele două agresiuni sunt anti-identitare românești. Cele două agresiuni conlucrează. Cele două state pe care eu personal le consider inamice conlucrează împotriva României pentru distrugerea identității românești din Basarabia, unde a avut loc un proces îndelung de rusificare, și pentru distrugerea identității românești din Transilvania, unde la fel a avut loc un proces îndelung de maghiarizare. Hai la luptă, români, hai la luptă, să nu dăm niciun pas înapoi. Valea Uzului astăzi ne cheamă să slăvim bravii noștri eroi. Valea Uzului astăzi ne cheamă să slăvim bravii noștri eroi.